Lui Volodymyr Zelensky în România a stănit un val de reacții dure din partea președintei SOS România, Diana Șoșoacă. Senatoarea nu concepe ca președintele Ucrainei să calce pe pământ românesc după ce în țară la el, spune ea, și-a bătut joc de drepturile românilor de acolo. De asemenea, Zelensky este acuzat că ar vrea să introducă România în război. Ar trebui să-i rupem picioarele lui Zelensky. Pe românește. Și poporul român, marți, când vine Zelensky, cred că e 10, ar trebui să iasă în stradă și să nu-i permite intrarea în țară și parcursul până la Cotroceni. De ce spun asta? Din cauza acestui om inconștient, malefic, om al diavolului, pentru că altfel nu pot să-i spun, România a trebuit să se împrumute nelimitat. Diana Șoșoacă spune că Zelensky are planuri ascunse să bage România în război, pentru că așa speră să forțeze Alianța Nord-Atlantică să intre în conflict cu Rusia. Deci nemernicul ăsta vine în România ca să ne bage în război, pentru că în momentul în care tu vizitezi țara mea, tu pe mine mă pui în pericol față de Rusia, este o altă provocare față de Putin. Eu n-am nimic, mă, poate să ne atace dacă așa vrea populația României și își dorește că mă face pe mine putinistă, atunci duceți-vă, mă, la război. Dar o să vă moară și bărbații și copiii. Iar eu nu vreau ca bărbatul și copiii mei să moară pentru interesul Ucrainei. Și după cum ne-am obișnuit până acum, Șoșoacă în continuare l-acuză pe Iohannis de dezintegrarea României și a propus poporului român să iasă în stradă în semn de protest față de venirea liderului de la Kiev la București. Și aici, atenție, nu numai că-i tupeul, dar cu care ne-am obișnuit, al lui Zelensky. Asta. Aici este neobrăzarea lui Iohannis și lipsa de respect a instituției prezidențiale față de propriul popor, să-l inviți pe ăla care ne-a jignit, care are o totală lipsă de recunoștință. Eu atâta vă spun, domnul Iohannis, dacă vi-l prind în Parlament, va fi rău, puteți să aduceți tot SPP-ul din lumea asta.